Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursor, mai sfatul țării, bună seara! Astăzi sunt 78 de ani de când Basarabia a fost ruptă din teritoriul României Mari și anexată la Uniunea Sovietică. Unii sărbătoresc eliberarea, alții țin doliu, cei mai curajoși protestează. Și așa cum s-a demonstrat încă o dată astăzi, un consens împăciuitor pentru mase încă nu a fost găsit. Despre anexarea Basarabiei din 28 iunie 1940 discutăm în această seară cu istoricul și cercetătorul Ion Varta, dar și cu unul dintre protagoniștii protestului care a avut loc astăzi în fața ambasadei Rusiei, Vlad Bilețchi, președintele Asociației Unirea UDIP. Domnilor, bună seara și bine ați venit în platoul 10 TV. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Varta, cred că v-a fost adresată întrebarea de zeci de ori, cred că va mai fi adresată de zeci de ori. Ce înseamnă 28 iunie 1940 pentru locuitorii Republicii Moldova? Începutul calvarului, care a fost unul imens, greu de redat în cuvinte, întrucât ceea ce a urmat după acest episod nu se încadrează nici în tratatele de istorie, nici în filmele documentare, puținele câte au fost realizate, întrucât a fost, de fapt, un genocid. Cred că ăsta ar fi termenul corect care trebuie să-l utilizăm noi istoricii, o politică de genocid împotriva unei populații absolut inocente, pașnici, care n-avea nimic în comun cu regimul sovietic de ocupație. Ăștia au venit să facă, să aducă la ordine și ascultare o populație care nu avea nimic cu Uniunea Sovietică. Ei se revindicau ca eliberatori, întrucât considerau atunci ștabii comuniști că Basarabia a fost anexată de România în martie 1918. Numai așa, că ei uită că, de fapt, geneza problemei Basarabia a uitat și se uită și astăzi de către multă lume, din ăștia care nu prea se orientează în toată amalgamul problematicii de conotații de istorie, că geneza acestei probleme este, de fapt, acest tratat nedrept de la București din 16-28 mai 1812, când jumătate din țara Moldovei a fost rășluită, rasă dezghinată, cum spunea cronicarul nostru Manolache Drăghici, și incorporată cu desila, contrar voinței acestei populații. Nimeni nu i-a întrebat. Este adevărat, atunci nu prea era consultat populația, că erau alte reguli în relațiile internaționale. Oricum, nici chiar administrația, domnitorul, sfatul domnesc, boierii divaniți, n-au fost consultați. Deci s-a luat așa o decizie peste capitele celor care diriguiau cu destinele populației țării Moldovei și ea s-a pomenit peste noapte în componența acestui mare imperiu rus. Și atunci am avut parte de un tratament barbar, pentru că s-a aplicat politici de desnaționalizare și rusificare, de colonizare cu populații alogene, în special partea sudică și în mod special zona adiacentă gurilor Dunării, întrucât rușii știau că mai degrabă sau mai târziu problema controlului gurilor Dunării va fi pusă pe tapet în cadrul unor congrese ale diplomaților puterilor europene și de aceea căutau să schimbe raportul de forță. Dar, de fapt, raportul de forță a fost schimbat pe întreg teritoriul Basarabiei și așa se întâmplă că de la 86% români basarabieni la 1812 am ajuns, conform recensământului de la 1897, minoritari la noi acasă. Eram majoritari, dar eram sub 50%, eram 49, câteva zecimi. Bine, criteriul care a fost utilizat atunci de către cei implicați în efectuarea celor recensământ a fost unul incorrect, întrucât lumea era întrebată ce limbă vorbești, care este limba pe care o vorbesc, dar noi între timp o bună parte ne-am pomenit rusificați, întrucât în special o parte importantă a aristocrației noastre locale românești a preferat să se dea cu ocupantul și bineînțeles că în cadrul acelei chestionări au răspuns la acel apel vorbesc limba rusă și așa au fost trecuți în categoria. Bine, dar revenind la episodul 28 iunie 40, bineînțeles că a fost o dramă cumplită, întrucât acest calvar a fost practic non-stop. Primele zile au culminat cu, chiar primele trei zile au culminat cu asasinări în masă, în plină stradă, omul era executat, era suficient să facă cineva o banală delațiune. Deci nu avea parte de un simulacru de proces de judecat, era executat. Șef de post de jandarm sau cu predilecție erau împușcați cei care erau învinuiți de act de înaltă trădare de patrie. Era vorba despre rușii care s-au refugiat în Basarabia, în regatul României, din cei care au luptat împotriva bolșevicilor în timpul războiului civil. Este vorba despre
cei care s-au înregimentat în gărzile albe, care luptau împotriva armatei roșii, cei care aveau spirit promonarhist, cu dânsii s-a procedat de o manieră barbară, întrucât listele au fost întocmite cu mult până la invazia armatei roșii în Basarabia și s-a acționat după un scenariu foarte exact, elaborat cu mult timp înainte. Bine, unii au reușit să supraviețuiască, au fugit din calea acestui tăvăluc roșu, au reușit să treacă Prutul, iar cei care au manifestat naivitate și au rămas în Basarabia au avut parte de un destin tragic. Dar vorbim în primul rând despre populația majoritară românească, care a avut parte de aceste asasinări în masă. Din păcate, noi istoricii nu deținem toate documentele care ne-ar permite să contabilizăm victimele acestui gen de politică criminală instrumentată de regimul sovietic de ocupație. O parte din dosare au fost nimicite, oricum ele s-au aplicat aceste politici de exterminare prin executare în masă. Am avut parte de întemnițare în închisori, de internare în lagări de concentrare, de mobilizări la munci forțate, de deportări în serie, fiindcă noi evocăm doar episodul iunie 41. De fapt, primul val al deportărilor din Basarabia s-a produs în septembrie-octombrie 40. Este vorba despre primele peste 3.000 de persoane. Nu avem documente care ar reflecta în totalitate această dramă, dar sunt niște referințe ale unor ștabi din conducere de atunci a fostei moldovenești, care în cadrul unor reuniuni la vârf a nomenclaturii sovietici au evocat acest episod. Deci era vorba despre epurările pe care le-au instrumentat sovieticii în raza de 25 km la frontiera între români și români, adică de lungul râului Prut. Și îi viza pe cei care erau suspectați de lipsă de loialitate față de puterea sovietică. Sovieticii pregăteau acel război preventiv cu Germania nazistă și aveau nevoie ca în spatele viitorului front sovieto-german să nu aibă parte de așa zisa coloana a cincea. Și acești oameni proscriși, care nu știm care le-a fost destinul, au fost depistați, probabil cu ajutorul unor turnători, s-a făcut probabil delațiune și au fost expulzați din acest spațiu. Ulterior, aceeași epurare s-a aplicat la scara întregii republici, foste republici socialiste moldovenești, exact. Și deportările din 41 de iunie 41, 12-13 iunie, dar am putea spune și 14 iunie, fiindcă ultimele garnituri de tren au plecat în ziua de 14 iunie. Ne dăm seama că în condițiile unor temperaturi caniculare, sărmanii oameni năpăstuiți au așteptat 3 zile și 3 nopți să fie în sfârșit pornite aceste garnituri de tren pe acest itinerar al morții, nefiind asigurați cu apă potabilă și cu hrană. Da, despre poveștile celor deportați știm foarte mult, din păcate doar din auzit, chiar uneori de la prima sursă, dar trecând peste aspectele istorice, vreau să te întreb, Vlad, ce înțeleg, ce țin minte, ce învață, ce cred tinerii din Republica Moldova despre data de 28 iunie 40 și când zic tineri mă refer inclusiv la cei care au protestat astăzi alături de tine în fața ambasadei Rusiei. Tinerii din ziua de astăzi au acces la foarte multe informații și slavă Domnului, pot consulta mai multe surse, au acces liber de a se informa, dar din păcate interesul și obiectivele lor cotidiene vin puțin în contradicție cu aspectele acestei istorice. Ei bine, aceste drame, aceste povești, nu este cuvântul potrivit, aceste relatări istorice nu sunt tocmai interesante și atractive pentru tânăra generație, care preferă să și delecteze intelectualul și spiritualul cu leacă alte valori, din păcate. Totuși, în școli se predă o istorie adevărată, totuși în societate se vorbesc lucruri adevărate și observăm chiar și astăzi, în cadrul protestului, a fost foarte multă presă care a reflectat corect misiunea și obiectivul acestui protest. Bine, anumite aspecte oricum au mai fost descrise tendențios, referitoare la personajul care ne-a atacat pe noi, o persoană care nu avea niciun motiv, nici obiectiv și nici subiectiv să vină peste noi. Deci noi ne-am exercitat un drept fundamental de a transmite un mesaj Federației Ruse, care este moștenitoare de drept. Și de fapt continuă ocupația Republicii Moldova prin dislocarea unei armate străine de care nu avem nevoie. Simplă dovadă și chiar juridică, dacă doriți, este faptul că avem
curse regulate, Chișinău-Tiraspol, și atunci când vin oamenii din Chișinău-Tiraspol, nimeni nu-i taie, nimeni nu-i bate, nimeni nu-i îmbrâncește și viceversa. Când vin cei din Tiraspol, nimeni nu-i taie, nimeni nu-i bate și nu-i îmbrâncește. Dovada faptului că conflictul nu există. Conflict cu pământul, să venim cu lopețele să lovim pământul, aberații. Să avem o problemă cu acei oameni, dovadă că ei se deplasează liber și nu au nicio problemă, fac comerț, colaborează. Suntem aceiași, suntem aceeași Republica Moldova, doar că cineva și-a dorit o enclavă, cineva și-a dorit să-și introducă armata și acel cineva este Federația Rusă. În fața ambasadei căreia am protestat pașnic, până în clipa în care s-a apropiat un domn cu o mașină de teren, cu o mașină mare. Grandioasă. Vorbim despre asta, Vlad, în următoarele părți ale emisiunii. Acum vreau să mai păstrăm un pic discuția la capitol istoric. Avem și un mic material pregătit despre ce a însemnat 28 iunie 40. Invit telespectatorii să urmărim acest material, după care revenim cu alte comentarii. Minut de tăcere încrâncenată oprește respirația întregii țări în clipa supremă când batalia este definitiv rușiată din trupul țării. Venirea sovieticilor pe teritoriul dintre Prut și Nistru a generat numeroase abuzuri și crime. Circa 200.000 de oameni voiau să fugă de ocupanții sovietici peste Prut. Alte 10.000 de oameni au încercat să se refugieze în România, dar sovieticii au închis granița și nu au permis trecerea noii frontiere. În consecință, Basarabia s-a ales cu 57.000 de victime, oameni care au fost uciși pentru că își doreau să revină la frații de peste Prut. Peste puțin timp, 100.000 de români au fost deportați în Siberia, iar mai apoi maltratați prin foamete și bătuți până la moarte. După răpirea Basarabiei, teritoriul a fost proclamat de sovietici drept Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, iar partea sudică a teritoriului dintre Prut și Nistru, Bugeacul și nordul Bucovinei au fost alipite la Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Retragerea din Basarabia a fost considerată de autoritățile de la București o măsură temporară. Niciodată România nu a vrut cedarea teritoriului românesc, însă a fost amenințată cu războiul de către Germania nazistă și Uniunea Sovietică. România dorea să revină între Prut și Nistru oricând ar fi permis contextul internațional. În anul 1941, România, alături de Germania, a declanșat operațiunile militare cu scopul de a elibera teritoriile ocupate de URSS. Sovieticii au reanexat teritoriul Basarabiei în anul 1944, prin torturi și violență. După moartea lui Stalin din 1953, persecuția românilor din Basarabia și Bucovina au scăzut treptat, astfel ca în anul 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, Bugeacul și Bucovina de Nord să rămână în componența Ucrainei, iar teritoriul dintre Prut și Nistru să rămână cu graniță la Prut. Cam acesta a fost materialul. Am revenit în platoul 10 TV alături de invitații noștri, domnul Varta, istoric și cercetător, și Vlad Bilețchi, președintele Asociației Unirea UDIP. Domnul Varta, odată cu 28 iunie 40 și odată cu instaurarea regimului sovietic aici în Republica Moldova, a început un aprig proces de dezinformare. Cu siguranță ceea ce trăim noi astăzi sunt încă reminiscențe ale sistemului de dezinformare, ale sistemului propagandistic de altă dată, pentru că dacă încă nu știm cine suntem, ce limbă vorbim foarte mulți dintre noi, este clar că trăim acele repercusiuni. Mă interesează cât va mai dura, de cât timp mai avem nevoie ca să anihilăm, dacă nu definitiv, dar cel puțin să minimizăm efectul propagandei sovietice de altă dată. Suntem într-un proces continuu de recuperare memoriei istorice. Fără memorie istorică nu există conștiință națională, o știm cu toții. La acest capitol avem unii concetățeni de ai noștri au restanță uriașă. Nu știu de unde vine acest viciu al nostru de a fi ignoranți. Să fii ignorant în aceste zile când ai acces atât de ușor la orice sursă de informare, ai internet, ai... și să rămâi așa întunecat la... În neștirea ta? Bine, nu arată bine. Asta cred că e cel mai urât viciu pe care ar putea să-l aibă un om. Arăți penibil în ochii semenilor tăi. Deci este bine să te informezi. Iar omul informat nu este greu de manipulat.
Nu știu, poate că eu judec foarte subiectiv din postura de cercetător. Istoria este o... Nu cred că e doar pasiunea istoricilor. Orice om care se respectă trebuie să cunoască istoria poporului său, fiindcă este vorba despre respectul pentru strămoșii noștri, pentru înaintașii noștri, nu doar pentru bunii, pentru străbunii noștri, pentru tot neamul ăsta din care tu descinzi. Și atunci când nu știi și suferi de ignoranță, manifesti lipsă de respect pentru acești înaintași care au făurit niște lucruri, de care profiți acum, de niște, au realizat niște victorii. Deci cum să nu le porți respectul? Dar necunoscând niște fire de istorie, chiar te manifesti de o manieră impardonabilă în raport cu memoria pentru înaintașii noștri. Este bine să ne cunoaștem trecutul din mai multe considerente, fiindcă înveți atâtea lucruri frumoase, utile pentru activitatea ta de zi cu zi, acolo unde te afli tu. Nu întâmplător spuneau vechii romani în perioada antică, istoria antică, istoria este învățătoarea vieții, istoria este magistra vite. Deci au spus-o foarte înțelept și vedeți că au spus-o cu vreo 2000 de ani în urmă. Noi nici până acum nu vrem să înțelegem, să pătrundem în esență acestui precept antic foarte simplu și foarte, foarte util și important. Vlad, trecând, sau nu neapărat trecând, dar încercând să raportăm aceeași întrebare la tânăra generație, ești foarte mult în contact cu tine, tu propriu zis fiind un tânăr, ești foarte mult în contact cu cei de vârsta ta, cât de mare este ignoranța tinerilor în ziua de astăzi? Un subiect care trezește pe de o parte tristețe, pe de altă parte trezește o contemplare a existenței noastre. Ne merităm soarta pentru că din păcate banii, funcțiile, orgoliul, faima și alte non-valori au luat locul celor spirituale, celor de a fi erou, celor de a fi patriot, celor de a fi onest, de a fi om integru și iubitor de neam și țară. Dar aceste lucruri sunt cumva explicabile, pentru că atunci când este interzis un lucru, atunci este dorit, atunci el este urmărit, căutat, aflat și prețuit. Atunci când ai de toate și ești liber, nu apreciezi la justa valoare. Eu sunt sigur că limba română ar fi mult mai respectată dacă ar fi interzisă. Dovada faptului că așa și s-a întâmplat, oamenii au rezistat până în zilele noastre tuturor acestor valuri de teroare, de deportări și așa mai departe. Eu sunt sigur că unirea s-ar face mult mai repede și ea se face mult mai repede datorită lui Dodon, care zilnic dăunează, încearcă să dăuneze unirii, dar de fapt prin propria ei prostie și lipsă de educație și cultură, o promovează. Atunci când un om simplu, de la țară, vede că Dodon este un laș, un trădător și un vânzător de țară, atunci automat el devine mai aproape de unire. De ce? Aha, Dodon e rău. Da? Spune de rău despre unire. Înseamnă că dacă spune el rău de unire, înseamnă că se teme de ea. Înseamnă că unirea este bună. Deci logica lucrurilor simple. Același lucru se aplică și în ziua de astăzi. Dacă am reușit să identificăm flagelul, dacă am reușit să găsim sursa acestor non-valori, ce îi atrage în primul rând pe tineri, pentru că faima este finalul, este rezultatul atracției. Trebuie să ne gândim ce de fapt îi atrage pe acești tineri ziua de astăzi. Stilul de viață mai libertin, nu știu, lipsa de responsabilități, ce exact îi atrage pe tineri și să găsim aceste puncte strategice. La unii poate să fie puterea, unora le place să aibă influența asupra maselor populare. Acești oameni trebuie valorificați în teritoriu, trebuie valorificați în fruntea anumitor grupuri. Unii oameni iubesc să apară la televizor și mie îmi place să apară la televizor, să vorbesc în fața publicului. Acești oameni trebuie canalizați, trebuie aduși și folosiți. Puși în fața camerelor de la vedere. Alți oameni sunt buni la logistică, sunt buni a face rost de resurse, a gestiona, a administra resurse. Acești oameni trebuie să-și aibă aportul la capitolul proiecte și finanțări. Deci trebuie să identificăm, dar acest lucru înseamnă foarte multă muncă, foarte mult timp și manager, de care din păcate dispunem, dar nu-i putem cointeresa din punct de vedere logistic și financiar. Asta înseamnă salarii, asta înseamnă să fii competitiv pe piața actuală. Ori vorbim despre presă, care necesită bani, inclusiv și această televiziune există din bani donați și ai nevoie de cameraman, reporter, ai nevoie de șofer, de montator și multe, multe alte lucruri care costă. Și atâta timp cât vom fi indiferenți, cât vom aștepta o persoană din spate care o să vină și cât aveți nevoie? 5.000? Poftim 5.000. Și peste o lună o să vină și o să spună, v-am dat 5.000, acum vreau asta. Și de aici deja o să fie distorsionat și o să fie distrus obiectivul principal. Atâta timp cât nu o să conștientizăm că forța fiecare dintre noi cumulată reprezintă o mare și mare putere, atâta timp vom fi sortiți eșecului. Pentru că fiecare în mod separat suntem slabi,
dar ca degetele unei mâini care se unesc și formează un pumn puternic, putem izbuti, putem reuși. De asta facem un apel la unitate întotdeauna, haideți să depășim ceea ce ne disparte, gusturi, preferințe, viziuni. Cu toții avem un obiectiv, un obiectiv unionist și trebuie să mișcăm în direcția acestea. Pe final al primei părți al acestei, a acestei emisiuni, vreau să discutăm un pic despre cei pe care nu am reușit să-i aducem astăzi în platou. Am discutat astăzi, am apelat astăzi, cred că în jur de 10 persoane care au, care sunt adepții eliberării teritoriului Basarabiei în 28 iunie 1940. Fiecare dintre ei mi-a spus, astăzi nu pot, sunt ocupat, nu mă interesează, trebuie să-mi cer voie, trebuie să mă gândesc și așa mai departe. Cum trebuie să vorbim cu ei și care trebuie să fie argumentele pe care le putem folosi atunci când discutăm cu ei ca să-i trezim la realitate, dacă există, sau dacă are rost ca acești oameni să fie treziți la realitate, pentru că avem inclusiv, domnul Varta, o să confirmați, avem inclusiv istorici care sunt adepți ai, ai acestui curent. Ori, în viziunea mea, un istoric nu poate fi istoric dacă nu conștientizează anumite lucruri elementare. Și atunci, cum trebuie să vorbim cu ei? Sau dacă are rost să vorbim cu ei? Vă rog. Da, sunt probabil câteva categorii de persoane care debitează asemenea enormități. V-ați referit și la breasla noastră a istoricilor. Din păcate, mai avem în, în rândul nostru câțiva specimeni, nu poți să le spui istorici, fiindcă el, dacă se rătăcește între trei copaci, nu poate să se edifice asupra acestui, asupra consecințelor, așa zise, eliberări. Ce a urmat? Orice fenomen istoric, orice eveniment istoric, poate fi apreciat după urmările pe care le-a produs, după consecințe. Și atunci când spui eliberare, asta înseamnă că faci și abstracție de, de tot ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva greu de imaginat, am mai spus-o. Deci un adevărat genocid s-a produs în acest spațiu. Am avut pomelnicul nostru, lista martirilor, martirologiul ăsta este incomensurabil. Este vorba despre circa 100.000 de, de persoane deportate. I-am în vedere aici copiii, pruncii purtați de mamele deportate în burtă și cei care s-au născut în Siberia. Deci e vorba de circa 100 sau peste 100.000. Este vorba despre 626.000 de oameni mobilizați la munci forțate. Este vorba despre circa 400.000 de oameni morți în timpul foametei provocate de o manieră premeditată, criminală, fiindcă s-au făcut rechiziții până la ultimul grăunte. Și a venit colac peste pupăză de acea secet cumplită și s-a murit pe un cap. În timp ce din Uniunea Sovietică plecau garnituri întregi cu cereale, cu grâne pentru Germania aflată, partea de est a Germaniei aflată sub ocupație sovietică, ca să le câștige încrederea acestor etnici germani să treacă de partea regimului comunist. Iar aici se murea pe un cap, nu s-a întreprins nimic. Este vorba despre peste 200.000 de oameni condamnați la diferite termeni de închisoare pentru faptul că nu onorau două comandamente care veneau din, din, din spre autoritățile sovietice de ocupație. Zagatovka și Zaiomu, doi de al de zi. E vorba despre împrumut la stat. Deci așa, omul trebuia să dea din banul, puținul ban care îl avea, să împrumute statul sovietic. E vorba despre acest Zaiomu, de acest împrumut în rusești. În Rusia, da. Și despre, despre rechizițiile de produse cele aliere și alimentare. Și în perioada acestei foamete cumplite, capul familiei trebuia să facă o alegere foarte, o decizie, să ia o decizie foarte dificilă. Trebuia ori achiți această cotă de rechiziții, în caz contrar faci închisoare, faci pușcării, ori salvezi copiii de la moartea iminentă. Și unii au preferat să-și salveze copiii. Copii. Era și firesc să procedeze așa. Și au fost condamnați la diferite termene de închisoare pentru că nu onorau acele rechiziții, în condiții de foame, de cumplită. Deci, cum putem să vorbim despre eliberare când avem acest, acest calvar imens, uriaș, care a urmat incomensurabil, după, după data după de așa zisă eliberare, fiindcă tot ceea ce a urmat și după 44 tot se încadrează perfect în această zi de tristă pomină de eliberare. Da, se încadrează și în, 40. Și în același scenariu, din și păcate. Și închei, închei da, scurt, ați menționat dumneavoastră că sunt câțiva istorici, din păcate sunt. Unul din ei, l-am vizat azi într-o emisiune, este, poartă titlul de academician, se numește Valeriu Pasat. A publicat niște volume de documente extraordinare, sunt documente, numai că omul nu poate citi documentele, se pare că este autist la capitolul ăsta. Cum să publici documente despre drama celor care au fost deportați
și să afirmi niște stupizenii în cuvântul introductiv, în studiul introductiv, și să spui sus tare că ăștia au fost eliberați, că ne-au eliberat. Puterea sovietică utilizez cu majuscule, iar anul 18 îl cataloghez ca an de ocupație Basarabiei de către România, când de fapt frații au venit să ne ajute atunci. Cele două divizii românești au venit să ne salveze de acel război iminent care era în prima fază, se desfășura un război veritabil, autentic, civil aici, declanșat de elementele bolșevizate care erau în trecere. Și armata română a intervenit de o manieră salvatoare și a salvat zeci, poate sute de mii de vieți omenești. Și tu vorbești despre ocupație, când de fapt lucrurile sunt inversate. Absolut. Iată, și acest om își ridică cu, fără barem de o minimă brumă de obraz de remușcare, această soldă de mare academician. Când de fapt el, săracul, nu știe cum să interpreteze un element banal de simplu pentru orice istoric începător. Sau știe, dar are un interes. Dar pe această notă încheiem prima parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim în partea a doua cu opiniile dumneavoastră pe care le-am strâns astăzi în stradă și discutăm neapărat în partea a treia și despre protest și despre micul incident despre care cu siguranță ați auzit. Rămâneți alături de noi. Revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou, chiar și pe parcursul pauzei s-a discutat despre același subiect, despre oameni implicați și așa mai departe, dar în următoarele câteva clipe vă propun să vedeți părerea oamenilor care, ca și dumneavoastră, au o părere despre ceea ce înseamnă 28 iunie 40, le-am luat din stradă, sunt niște voxuri, vă invit să urmăriți materialul, după care revenim și comentăm ceea ce auzim. Locuitorii municipiului Chișinău își mai aduc aminte și astăzi de raptul Basarabiei și spun că comuniștii aveau drept scop rusificarea populației băștinașe. Așa s-a pus în pericol identitatea națională și cultura românilor basarabeni. Moldovenii recunosc că propaganda sovietică urmărea dezbinarea populației, iar deportările în masă și colonizarea au dus la deznaționalizare. Când au intrat rușii în Basarabie, s-au început este deportările, împușcările și tot așa. O trebuie să cedeze, că altfel ar fi formată din trei părți. Putea să intre Ungaria, Bulgaria și să o rup. Consecințele acestei zile au fost crimele. În primul rând, din ziua de 28 iunie, atunci când armata română a fost ucisă, să spunem, într-un spre retragere. A fost populația băștinașă deportată mai apoi. Iar preoții și familiile lor au suferit schinguiri și omoruri, violuri și așa mai departe. Deci bine nu ne-au adus, așa cum vor să spună rușii. Au fost doar lacrimi și durere pentru noi, pentru basarabeni. Despre ocuparea Basarabiei de către Imperiul Rus, nimic nou sub soare. Cu asta se ocupă și acum acest imperiu în ghilimele, adică tot imperiul a rămas, dar că fără țară, adică se bazează pe niște oameni care erau criminali activi în anii 90 și acum folosesc aceleași procederi din anii 90, dar din guverne, cu filiale în Moldova, în Georgia, în Ucraina și în România. Consecințele sunt ca întotdeauna genocid, foame, tot felul de restricții, oamenii fiind din țările, din Basarabia ocupată, ținuți pe post de sclavi. Este o zi tragică pentru poporul basarabian. O zi în care, prin pactul Ribbentrop-Molotov, s-a ajuns la deportări, s-a ajuns la crime, s-a ajuns la faptul că am fost deznaționalizați, am fost lipsiți de patrie și până în ziua de azi suntem orfani.
Oamenii spun că Basarabia nu a fost cedată, ci a fost luată de către Rusia, iar România a acceptat o soluție temporară, astfel încât să poată intra într-un conflict cu șanse reale de reușită. Când au venit sovieticii și au început să ducă oamenii în Siberia, de-al din noi, așa, ea se ducea și mai luau ce au mai rămas prin casă. De ce au zis românii că noi avem așa o propunere ca să fie alipită, da? Ca cu capul lor românesc, dar cu mânuțele noastre, nu? Asta e propaganda sovietică antiromânească, am ascultat-o de ani de zile. Orice teritoriu care este anexat, de oricare imperiu, ei vor să ruineze populația de acolo, fiindcă dacă el se păstrează ca un grup etnic sau nucleu, consolidat, asta le creează probleme. Și atunci, eu și o parte duc în Siberia, pe alții duc în coace. Că asta este deznaționalizarea însoțită și cu alte elemente, asta e și problema cea mai gravă. Mulți spun că ei nu au avut alte ieșiri decât să cedeze. E clar că au pierdut un teritoriu, au pierdut oamenii care aveau cât de cât aveau elementul românismului în acest teritoriu. Oamenii și-au ocupat, iar că l-au făcut Rusia sovietică. Și cu turșii la un loc. Iar că rămașez așa de când ne-au luat pământul. Mari crimă a fost. Mari. Ne duce, ne omoră, pe unii șamă ne omoară. Și ne aruncă pe unii vrei și cum vrei. Cine se apartează cu comunismul, ca cine face? Textul ultimatumului din 26 iunie afirma în mod incorrect că Basarabia era populată în principal de ucraineni. Decizia de acceptare ultimatumului sovietic și de executarea unei retrageri din Basarabia și nordul Bucovinei a fost luată în Consiliul de Corană din noapte de 27-28 iunie 1940. Acesta a fost materialul. Domnul Varta, ce părere aveți vis-a-vis de părere despre păreri? Niște oameni minunați care, iată că se descurcă de minuni în analiza și semnificația acestui eveniment. Pe alocuri mai bine decât unii istorici. Mai, mult mai bine, incomparabil. Chiar am avut o satisfacție să-i ascult și analizează foarte profesionist. Ca niște veritabili istorici. Dar cum se explică faptul că, iată, unii gândesc în felul ăsta? Bun, avem păreri și, dar cum se explică faptul că oameni de aceeași vârstă, din aceleași medii, unii s-au lăsat convinși de propaganda rusă, s-au lăsat amăgiți de regimul sovietic, iar alții au rămas lucizi și pot avea astfel de păreri? Unde este, care a fost... Probabil că aici sunt mai mulți factori, educația în familie, foarte mult contează cum părinții le-au cultivat respectul pentru înaintaj, pentru istoria noastră autentică. Iarăși vorbeam de ignoranță, de dorința de a se informa și bănuiesc că ascultă în continuare probabil niște posturi care nu emit adevărul. Deci noi, din păcate, nu avem această... ne dorim foarte mult să ne securizăm spațiul informațional, dar din păcate recepționarea unor emisiuni din cele pe care le pun pe postă unele televiziuni din Federația Rusă nu fac bine, pentru că inoculează niște falsuri, niște lucruri neadevărate și unii oameni cad pradă acestor informații, sunt lipsiți de imunitate și preiau monedă curată, cei ce aud și le se inoculează aceste idei străine și ei sărmane fiind de fapt victime ale unei zombificări. Debitează aceste neadevăruri. Aceste neadevăruri pe care le află. Vlad, voi reveni la tine apropo de tineri. Am avut și câțiva tineri în acest material de voxuri. Cât de mult contează școala, cât de mult contează familia și cât de mult contează societatea în formare opinii generale? Contează foarte mult. Dacă în societate sunt vorbite și abordate anumite subiecte și sunt discutate, sunt organizate anumite evenimente consacrate acestor date marcante din istoria noastră, atunci cu siguranță acestea nu se vor pierde și se vor perinda în mentalul nostru colectiv. De asta noi și, de fapt, și facem aceste flashmob-uri. Poate nu sunt niște proteste de amploare, așa cum ne-am dorit, poate nu sunt niște manifestații care să zguduie totalmente societatea de Republica Moldova, dar este picătură cu picătură care nu lasă să se uite.
reamintește și croiește calea pentru un râu, pentru un val pe care îl așteptăm să se nască. Pot să fac o paralelă foarte bună cu ceea ce se întâmplă acum în Federația Rusă. Cine s-ar fi putut gândi că într-o asemenea dictatură a lui Putin se va găsi lume care va ieși în stradă și va striga jos dictatorul. Deci lucruri care par a fi rupte din context, rupte din realitate, dar putem observa și eu văd cu certitudine că acolo fierbe, clocotește un război civil de amploare care cu siguranță ne va oferi foarte multe ocazii de care trebuie să ținem cont și de care trebuie să profităm. Iar solidaritatea noastră indirectă cu aceștia, transmisă prin mesaje anti-ocupație, anti-expansiune, anti-militarism al Federației Ruse, eu cred că sunt văzute și înțelese de acești oameni care protestează în Federația Rusă, dacă tot vorbim despre Rusia. Pentru că acești oameni care sunt în Rusia și care sunt culți, care sunt onești, s-au săturat să fie arătați cu degetul în întreaga Europa și în întreaga lume civilizată, atunci când își cumpără o mașină germană să fie spusă, mașina îți place, dar mănânci la ce nu trebuie când vii acasă și ți înclei pe BMW la Berlin. Adică niște lucruri care încep să-i deranjeze, care încep să-i mănânce, să le provoace o râie, dacă doriți, morală, pentru că este neplăcut să fie arătat cu degete. Uite, ăsta e rus, ăsta e bețăvan, ăsta e ocupant, ăsta e și așa mai departe. Deci niște lucruri care nu fac față unei națiuni și națiunea, slavă Domnului, încet se trezește din acest somn colectiv. Și sper eu foarte mult că într-o bună zi vom avea un partener strategic, un prieten de nădejde în Federația Rusă și nu vom privi ostil Federația Rusă cu frică să nu cumva să ne certăm cu ei că o să ne taie gazul, să nu cumva să facem ce nu le place lor că o să ne pune embargo și o să ne calce mierele cu tractoarele, să nu cumva să ne certăm cu ei că ne pomenim și cu armata de ocupație pe teritoriul nostru. Nu asta este relația pe care ne dorim noi, unioniști, cu Federația Rusă. Eu posed foarte bine limba rusă, citesc cărți în limba rusă, ascult muzică în limba rusă și n-am nicio problemă în a colabora cu un etnic rus și așa mai departe. Dar nu pot accepta și mi se trezește o antipatie fără să vreau față de tot ce este rusesc. În momentul în care văd că ăștia calcă tricolorul Republicii Moldova în picioare și sunt imagini video destul de clare cum eu fac în 92. Sau dau foc. Cum îmi dictează mie istoria și limba pe care s-o vorbesc acasă, când ei îmi spun mie că da, eu am tot dreptul să vorbesc în limba rusă în Republica Moldova. Da, frate, nicio problemă. În stradă, acasă, în familie, da. Dar în stat, nu, categoric. Este imposibil, este în parlament. În parlament, în guvern, în primărie. Când ocupi o funcție publică într-un stat, cunoști limba statului. Punct. Nici nu vreau să mai continuăm discuția, că nu are niciun fel de logică. E lipsită de bun simț, nu că de respect și de alte chestii legale. Apropo de chestia cu scuz-mă că te întrerup, îți permit să ți termin gândul imediat, dar apropo de chestia cu abțipildurile pe mașini pe care o spuneai, mai este una care cred că trebuie remarcată, pentru că sunt destul de multe mașinile cu abțipild scris în rusă, mulțumesc bunelului pentru victorie, spasiba diedu za pobedu, și circula un meme într-o perioadă pe net în care cineva scrisese de sub și lui Hitler pentru Golf. Pentru că mașina Volkswagen a fost instituită, sau producția de automobil Volkswagen a fost instituită de către Hitler. Dacă vrei să-ți termini gândul, dacă îl mai ții minte, dacă nu, da, da, te rog. Da, mai țin minte. M-am cam plictisit și obosit și săturat să aud că dacă sunt unionist, sunt fascist, că dacă sunt împotriva Rusiei, înseamnă că sunt cu Germania fascistă, nazistă și așa mai departe. Ei singuri n-au idei, fascist sau nazist, nu cunosc istoria. Ei nu știu că fascistă era Italia și nazistă era Germania. Ei nu fac distinții. Fascistă sună mai agresiv și cum sună înseamnă mai agresiv? Înseamnă că e fascistă. Da. Sunt unioniști, înseamnă că mănâncă copii dimineața, prunci la amiază și neconceput seara. Deci m-am săturat să aud lucrurile astea și vreau să întreprindem împreună toate eforturile ca să depășim această condiție. Primul lucru care trebuie făcut, interzise posturile TV de propagandă. Nu toate posturile rusești, dar cele de propagandă, cele care spun că în Ucraina se mănâncă copii, că se răstignesc femei însărcinate pe cruci, cele care spun că în 92 noi ne-am atacat pe noi și tot noi am cerut armatei ruse să vină. Deci lucruri rupte total din context, trebuie să fumezi multă iarbă înainte să scrie așa un titlu de știri și trebuie să fii scăpat de mitel cap în jos la etajul 3, să-ți permiți să insulți un popor și un stat și statul să nu dă o replică. Să nu te sancționeze pentru acest lucru. Mă refer la RTR Moldova, la NTV și tot soiul de mizerie mediatică care funcționează și rulează astfel de minciuni 24 din 24. Dreptul la opinie este unul garantat. Fiecare are dreptul să privească lucrurile în mod diferit. Bineînțeles că și Republica Moldova are greșeli la capitolul reglementarea conflictului transnistrean. Dovada acestui lucru este faptul că el încă există. Și dovada acestui fapt este că până acum noi nu avem școli, nu avem grădinițe, nu avem spitale, nu avem nici
măcar resursele sociale în partea stângă a Nistrului. Bine, e o problemă cu armata, nu o băgăm. De ce nu avem acolo școli? De ce nu avem acolo puncte medicale? De ce nu avem acolo niște instituții de drept? Omul să depună o plângere. Cel puțin să fie un oficiu în care să stea o domnișoară, care să poată prelua plângeri, petiții, sesizări, ceva, măcar o voce să fie auzită a oamenilor de acolo. Statul s-a baricadat și a permis. Este ca și cum ai vedea că într-o cameră din locuința ta este murdar și în loc să te apuci să faci curat, pur și simplu închizi lumina și pui, tragi cheia. Și spui că eu nu mă las de ea. Dar las-o să stea acolo, dar las-o să stea. Da. Las-o să stea. Da, da. Da. La același subiect vreau să vă întreb cum să catalogăm tăcerea de la o zi la alta a autorităților. Sau nu neapărat, bun, pe alocuri tăcerea, dar uneori chiar și mesajele eronate. Mă refer aici la nemijlocit, la mesajele pe care le lansează președintele Igor Dodon, la mesajele pe care le lansează guvernarea, în general, la viziunea sau neviziunea pe care o are statul Republica Moldova și când zic statul mă refer nemijlocit la cei de la guvernare. Cum să catalogăm faptul că Igor Dodon, de exemplu, astăzi sărbătorește eliberarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică? Este problema lui de educație, de bun simț, de așa percepe, nu știu dacă e sinceră toată atitudinea asta. Domnul Dodon a făcut și el școală în perioada probabil post-independență, nu-mi dau seama ce vârstă are domnul Dodon, dar cu siguranță că a citit și el niște manuale și manuale care interpretează corect evenimentele tragice despre care vorbim azi. Și să emiți asemenea verdicte, asemenea opinii, bineînțeles că frizează bunul simț și arăți penibil, fiindcă nu ai respect pentru sutele de mii de victime inocente. Păi cum să vorbim? Eu îmi cer iertare. Eu am un șoc emoțional. Zi. Ce vârstă are Igor Dodon, Vlad? Nu știu, cred că are vreo 45 de ani. Are 42. Eu nu i-aș fi dat niciun an sub 60, dacă mă întrebați pe mine. 42 atunci dacă facem din 75. O operație aritmetică... Din 75, din 18 februarie. A prins momentul când a absolvit domnul Dodon. Păi din 75 cu 20, dacă deci dacă după punem... 89 absolvit. Da, da, a studiat da. Din manuale normale, manuale elaborate de istorici autentici, nu din manuale, cele unde falsificarea istoriei noastre era strigătoare la cer. Deci a avut parte de o instruire corectă în școală. Acum, cum s-a produs această metamorfoză, rămâne de văzut. Eu nu știu. Nu cred că dumnealui este sincer în ceea ce spune. Mi se pare că o face din poziția lui de om politic. Da, bineînțeles. Eu cred că, eu vreau să vă spun, din familia Dodon sunt, cred că, din acea zonă unde e născut dumnealui, sunt circa 10 familii Dodon deportate. Poate chiar mai mult. Bun, noi am familie. Cunoscut. Deci e vorba de aproape 100 de oameni cu numele Dodon deportați. Așa. Păi, domnul președinte Dodon, păi nu ții milă de neamă dumitale. Ăsta e sângele dumitale, de care și-au bătut joc acești, așa zici, eliberatori. Deci procedez incorrect. Dacă s-ar întâmpla o minune și ar reveni din lumea celor drepți acești oameni, care unii cred că ei sunt chiar rude de sânge, apropiate și sunt bunii, străbunii domniei sale. Cum ar dialoga dumnealui cu acești oameni care au suportat acest calvar? Deci mie mi se pare că nu ai voie să te comporți în halul ăsta atunci când ai în familia ta atâtea și atâtea victime înregistrate de pe urma acestei așa zise eliberări. Dar până la urmă, dumnealui știi mai bine ce faci, că este un om în vârstă și a atins de mult vârsta majoratului, este problema domniei sale, numai din postura pe care o ocupă, este președintele unei țări, este președintele Republicii Moldova. Și în situația asta ești omul care reprezintă toți cetățenii Republicii Moldova. Și nu ai voie să te manifeste în halul ăsta, fiindcă trebuie să ai, nu știu, în afară de echidistanță, trebuie să demonstrezi că ai prestații exemplare la capitolul cunoașterii istoriei naționale statului pe care îl reprezinți. Cărui șef te consider. Apropo de familia Dodon, trebuie să vă spun că am cunoscut și eu foarte mulți oameni de bună credință și foarte bravi cu numele de familie Dodon, chiar în satul dumneavoastră de Baștină, acolo la Sadova, când s-a semnat declarația de unire, cu mare alai și tam-tam de altfel, dar a fost un este un neam vechi de nobile de viță veche românească, deci sunt au ascendență mazilească, ceea ce înseamnă că au fost boieri care și-au câștigat titlul de nobleță pe câmpul de luptă și au fost înnobilați de domnitorii noștri, poate de Ștefan cel Mare, nu știm, nu m-am
preocupat de cercetarea genealogică acestui neam de viță veche, dar cu siguranță că în rândul descendenților din această dinastie sunt zeci și zeci de oameni vrednici care au făcut faimă acestui popor și acestui meleag. Domnul Igor Dodon un pic cumva rămâne urmă și are o restanță la asta. Asta este, Vlad, dar inclusiv despre Igor Dodon, despre președintele Republicii Moldova, dacă vrei, dar mă interesează și de ce tac ceilalți, de ce tace inclusiv dreapta pro-europeană. Sunt preocupați cu protestele? Haideți să o luăm pe rând. Dodon, haideți să fim onești. Dumnealui știe foarte bine care sunt realitățile. Chiar nu vreau să-l insult, mai ales dacă vorbim acum serios, așa pe bune. Omul știe foarte bine cum stau lucrurile. Pur și simplu lui este rentabil economic și politic să speculeze astăzi mesajul pro-rus. Dumnealui a făcut încercări și în 2009, când se afla la Bruxelles și tot spunea că iată astăzi am avut întâlniri cu Ștefan Fiuleș, cu domnul Cioloș, cu domnul Cutare. Și totul este bine și parcursul european al Republicii Moldova este sigur, doar că n-a prins. Uite fața lui, uite prestanța lui, nu a reușit să atragă publicul pro-european. Publicul pro-european și așa se împarte în prea multe fracțiuni și partide și respectiv a fost îndemnat prietenește de cei care l-au scos de la comuniști și l-au adus la socialiști și cu care astăzi ei sunt într-o alianță tacită, să speculeze pe segmentul prorus. Foarte bine, eu mă bucur că este așa și nu este într-adevăr sigur în această idee prorusă, pentru că dacă am fi avut cu adevărat un președinte care este convins pro-Rusia, cu siguranță am fi fost într-un real pericol. Dar așa, dacă știm că este un lup, un lup îmblăcat în oaie, sau mai bine zis, oaie îmblăcată în lup, cu atât mai bine pentru noi. Problema este alta. Eu mă gândesc la el ca persoană, ca perspectiva a familiei lui. El chiar nu vrea să facă ceva istoric, el chiar nu vrea să fie de partea adevărului, pentru că este ușor să mergi la Moscova și să pui mâna lui Putin, dar este mai greu să lupți pentru acest popor. Este mai greu să lupți pentru independența lui, pentru dreptatea lui, pentru adevărul acestui neam. De ce alege el calea ușoară? Bine, ajungi la un criteriu, la o saturație maximă de putere, de bani, de influență. Chiar nu se gândește el că ar putea fi mult mai apreciat peste ani de zile, nu ca un om care, uite, a trecut prin istorie, a fost și așa un președinte, da, a strânit niște vâlvă, niște discuții, niște controverse și a ieșit din istorie. Chiar nu vrea să facă ceva marcant și să aibă un capitol, nu o foaie, nu un abzaț în rândul mare a președintelui, dar un capitol, uite, a fost așa un om care a luptat, care a scos de sub praf, de sub nedreptate o mare parte a populației. Eu vreau să vă spun, cred că în exclusivitate la televiziunea asta, o sintagmă pe care mi-a spus-o un deputat socialist, n-am să dau numele, a spus în felul următor: ai Vlăduț, și te ocupi cu prostiile astea, noi și facem bani, politică, interese, noi avem consilieri, deputați, avem interese și bani, dar voi luați și luptați pentru o cauză nobilă și nici măcar România nu vă dă bănuți pentru treaba asta. Tu chiar crezi că noi credem în Federația Rusă și în toate misiunile astea? Noi spunem și aici ce vrea să audă poporul și foarte bine primim voturi. Deci asta mi-a spus mie un deputat socialist, cel care o să privească cu siguranță să-și dea seama, dar n-ar fi corect să dau numele. Nu știu lui. Dacă ne urmăresc deputații socialiști, cu dar ar fi... ajunge la urechile lor ce aici spunem aici. Dar astea sunt pozițiile lor, asta este cunoscut și chiar n-am nicio jenă și dau ochii și de seară dacă e nevoie cu dumnealui. E vorba despre un bărbat și îi spun, băi, am spus adevărul, niciodată nu-i păcat să spui adevărul. Da? Astea sunt realitățile. Dacă facem o scurtă analiză a evenimentelor, ajungem la aceeași concluzie. Noi chiar credem pentru ceea ce luptăm. Noi chiar credem în aceste valori. Eu chiar cred că tricolorul nostru este unul comun. Eu chiar cred că noi suntem aceeași țară și suntem același popor. Ei nu cred în asta. De asta ei ascultă muzică românească în mașină. Pentru ani ce au trecut, dar o să ne audă și cei de la Parma care o să-și dea seama despre cine este vorba, pentru că au petrecut un astfel de om. Este vorba despre un deputat socialist, este vorba și de locurile de odihnă pe care le preferă ei, este vorba și de conturile bancare pe care le au și de cetățeniile pe care le au și de studiile unde vor să-și îndrepte copiii, dar că vor cumva să ascundă asta. De ce? De ce faceți lucrurile astea? De ce tărăgânați ieșirea Republicii Moldova din impas și vă asumați această povară? Eu înțeleg cumva să dai, da, într-o parte. Asta e cumva o răspundere colectivă. Asta nu eu pur și simplu fac parte din toată treaba asta. Nu. Tocmai că fiecare dintre ei are forță de decizie și poate îndrepta lucrurile. Mai cu seamă că suntem în 2018. Ce miracol ar fi ca cel puțin trei pe care îi cunosc eu de la socialiști să spună, băi, uite, e fals ceea ce am promovat. Noi am promovat-o pentru interes. Noi suntem pentru... Eu vă asigur că toți le-ar ierta păcatele și le-ar strânge mâna și ar spune adevărați patrioți, nu-i păcat să trezești în al 12-lea ceas de moarte, dar e păcat să mori prost. Pe această notă, doamnelor și domnilor, mai luăm o scurtă pauză de publicitate.
Eu sper în pauză să aflu despre ce deputat este vorba și poate vreodată cu vreo ocazie aflați și dumneavoastră. Luăm pauză, după care revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou, ca de fiecare dată discuții și în pauză, nu le vom reitera pentru că unele sunt menite a fi păzite de, păstrate departe de camerele de luat vederi. În cea de-a treia parte a emisiunii vreau să discutăm exclusiv despre ceea ce s-a întâmplat la, în fața ambasadei Rusiei. Vă spuneam, avem inclusiv un protagonist al protestului de astăzi, este probabil și inițiatorul, Vlad, în calitate de președinte al organizației, tu ai fost inițiatorul protestului, bănuiesc, un da sau nu, ca să continuăm emisiunea. Explic foarte simplu, noi aveam de gând să facem, am văzut că facem la dreapta și am hotărât să nu ne băgăm peste ei, să ne alăturăm acest eveniment. V-ați solidarizat cu protestul. Am venit cu aceleași idei, în aceleași ordine de idei. Exact, și așa cum nu sunteți unioniști versus socialiști, ați putut împărți același teritoriu împreună. Exact. Bun, cert este faptul că s-a lăsat cu incidente. Avem un material pregătit despre asta, vreau să-l urmărim, după care discutăm mai în detaliu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și așa mai departe. Vedem materialul, după care revenim. Pe 28 iunie 1940, sudul Basarabiei, Bugeacului și nordului Bucovinei au fost rupte din teritoriul României Mare și a fost împărțit în mai multe bucăți. Teritoriile rupte de la țara mamă au fost alipite ilegal la Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. De atunci a început distrugerea românismului pe teritoriul Basarabiei. Pentru a duce în memoria basarabenilor acest tragic eveniment, Mișcarea Național-Creștină Noua Dreaptă împreună cu Asociația Unirea ODIP au organizat un protest privind anexarea Basarabiei de către URSS. A fost și membrii organizației Noua Dreaptă, care au cerut insistent încă o dată retragerea armatei ruse de pe teritoriul transnistrian. Aceștia îndeamnă oficialii ruși din ambasadă să iasă în stradă la o discuție, pentru că cea mai pașnică rezolvare a unui conflict este prin discuție, a declarat Alexandru Burcă. Noi nu ezităm niciodată să venim în fața ambasadei să le aducem aminte rușilor, să se retragă și trupele de pe teritoriul transnistrian. De aceea am ales să facem lucrul ăsta și aici la Chișinău, și la București, unde membrii noi în dreptul de România solicită același lucru. Își retragă trupele din Transnistria. În timp ce noi vom avea aici acest mic protest, am vrea să chemăm totuși oficial rus din ambasadă să discute cu noi. Teritoriul Basarabiei a fost cedat în urma unui ultimatum. Republica Democratică Moldovenească nu s-a format într-un mod pașnic, ci prin ocuparea ei de către URSS, a declarat președintele Asociației Unirea ODIP, Vlad Bilețchi. La 28 iunie 1940, în urma unui ultimatum, ori ne dați pământurile, ori vă ocupăm țara, aceștia au ocupat Basarabia și Bucovina de Nord. Deci nu în mod pașnic, nu în mod democratic s-a format Republica Democratică Moldovenească și toate tâmpâniile care au fost promovate zeci de ani de zile la televizor, la radio, de către forțele rusești care încearcă să inventeze un alt stat și să-și justifice de fapt acțiunile criminale pe care le-au făcut aici în Basarabia asupra acestui popor. Chiar dacă a fost un protest pașnic, evenimentul nu a trecut fără incidente. Un cetățean agresiv a intrat cu mașina în mulțime adunată să protesteze în fața ambasadei Federației Ruse. Acesta s-a arătat nemulțumit de protestul tinerilor. Vicepreședintele organizației Noua Dreaptă a fost lovit de agresor. Acesta, la rândul său, a aplicat principiul de autoapărare, lovindu-l cu pancarta pe care o ținea în mână cu imaginea lui Stalin. Cine a întrebat asta? Eu am întrebat. Vin Lăcoași. Eu sunt aici. Vin Lăcoași. Ai lasă căturile anilor 90, te rog eu frumos. Și anii 90, vorbește adevărul față camerilor, să-i adevărul. Ai venit să promovezi care adevărul? Noi suntem ingineri, înțelegi? Noi suntem ingineri și putem adevărul. Și dacă iei un credit card, ies pe dânsul American Express, state forturile bancare au fost anume de ambasada Americii protejate. Și tu ne iei să spui acum ceva, măi? Armata nu are spația. Agresorul a fost denunțat la poliție și riscă să fie deschis dosar penal. Ce am depus o plângere, probabil făptoașa să fie cercetat penal pentru încălcare ordinii publice și pentru lesiune corporală. Filmările de acolo, la toate canalele, demonstrează și se vede că eu doar m-am auto-apărat.
oficial am mers la poliție să declar asta, că sunt nevinovat, mai am protestat pașnic, am avut autorizație. Cam acesta a fost materialul. Noi aici zâmbim, deși cineva a avut de suferit. Eu cred că pe bună dreptate. Vlad, am să te rog pe tine să comentezi, pentru că ai fost acolo, inclusiv tu, cred că aveai o transmisiune live în acel moment. Cum au derulat evenimentele și mai ales ce s-a întâmplat după, pentru că știu că ați mers la comisariatul de poliție. Eu vreau să încep în felul următor. Mă bucur că nu m-am apropiat de această persoană la îndemnul ei, pentru că probabil că aș fi înhățat eu aceste lovituri din partea lui. Omul se vede că din start care are probleme cu a se controla și a se manifesta pașnic în spațiu public. A încălcat multiple articole legislative. În primul rând s-a deplasat pe contrasens. În al doilea rând a blocat accesul cu mașina în obiectivul diplomatic de ambasadă, ceea ce este inadmisibil și ilegal. Noi nu ne permitem astfel de lucruri niciodată. Spre deosebire de el, care este promotorul și îmbrățișează alte valori decât noi, deci încă o dovadă în plus cine e cult și cine nu. Ne-a agresat verbal, ne-a ofensat în multiple cazuri, vă pot aduce minim 25 de cuvinte pe care le-a spus necenzurat în adresa noastră, nu undeva privat, da, la o discuție între patru ochi, dar în spațiu public, în cadrul unui eveniment, de față cu presa, cu domnișoare, cu domni, cu poliții, cu toți. Deci omul n-are treabă, nu îl interesează absolut deloc ce se întâmplă în prejur. El o face și tot. După care încă ne sistează întrunirea, pentru că în momentul în care vezi o mașină de teren care mai nu intră în tine, normal că atrage atenția ce și Dumnezeu se întâmplă. Ce se întâmplă? Exact. Nu o să mi se întâmple ceva în următoarele minute. Și vedeți, brusc, pe neprins de veste, fără să anunțe, fără să spună, băi, vă provoc la un duel. E nicio problemă, ne punem mănușile și ieșim în ring. Alegem, respectiv, după categoria de kilogramaj, noi nu fugim de la lucruri de genul ăsta. Dacă vreți să ne măsurăm cu puterea într-un mod normal și cool, civilizat, dar dacă vreți să ne omorâm, să ne tăiem, să ne batem, noi nu suntem adepții noastre de idei, n-aveți decât să stați la pușcărie, n-aveți decât să aveți dosar penal, exact cum are domnul în cauză. Poliția Capitalei a făcut un comunicat de presă oficial prin care a anunțat că a fost intentat dosar penal, este reținut pentru 72 de ore, este cercetat pentru 3 articole, dintre care cel mai grav este huliganismul. Deci omul riscă de la 2 la 5 ani de pușcărie sau amendă de până la 52.000 de lei. Eu cred că persoana este foarte periculoasă, nici nu știi cum te poate pândi seara și să te împungi cu ceva ascuțit sau chestii de genul ăsta. Omul din start e clar că nu se controlează, leagă lucruri care nu se leagă între ele, că e geodez, că are instrumente în bagajnic, că are snerate, nu știu ce, că el... Deci ce legătură are 28 iunie 1940 și protestul nostru pașnic cu faptul că el este inginer? Geodezie. Nici o legătură cu geodezia. El a încercat să ne lege nou că de fapt toată ingineria geodezică a făcut-o asta Uniunea Sovietică și noi nu avem dreptul să protestăm împotriva Uniunii Sovietice. Deci eu cunosc modalități culte și civilizate de manifestare a unui mesaj. Această persoană are foarte multe antecedente, inclusiv penale. El a intrat cu mașina în intrarea primăriei și a distrus-o. El a blocat două benzi pe bulevardul Ștefan cel Mare, fapt pentru care are la fel dosar contravențional. Dumnealui s-a bătut și cu cei de la Stop Ham, tot așa, subit, brusc, vorbește normal și începe să-l la bătaie. Toate aceste lucruri o să fie prezentate de noi mâine în cadrul unei conferințe de presă. La fel, persoana a luat și un grant în 2015 din partea ambasadei SUA, pe care astăzi o critica că este implicată în furturi. Deci avem un comunicat asta oficial. Este interesant. Exact. Este avem un comunicat oficial a ambasadei SUA care zice că noi am alocat un grant pentru modernizarea structurilor GPS și de monitorizare a norilor pentru agricultură, pe care a câștigat-o Slava GPS SRL, care este compania care aparține domnului în cauză. Și el este proprietarul, asta figurează clar pe site-ul idno.md, site-ul oficial al statului, care spune cine și cui aparține compania, care sunt domeniile de activitate, și asta dumnealui critica ambasada SUA. Deci, lucruri care nu se leagă, cel puțin mie îmi trezește suspiciune despre integritatea lui mentală. Mental. Nu vreau să-l jignesc, dar mie mi se trezesc niște suspiciuni clare atunci când spui că 1 plus 1 egal cu 10, ceva se întâmplă, ceva nu este în regulă. Omul conduce automobil Toyota, destul de mare, destul de periculos. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi intrat în noi, manifestanți? Mai sunt aici foarte multe lucruri care trezesc semne de întrebare. De ce Vasile Sinigur pe 9 mai, având doar o simplă foaie în mână, ne atacând pe nimeni, a fost luat de doi polițiști, sușit, gâtuit și dovrât în mașină, iar persoana în cauză a reușit să dea două lovituri, să retragă, să mai lovească și cu un picior. Sporă iau că el am văzut după asta exact. Comportamentul polițiștilor. Deci el pe loc trebuia imobilizat, pus la pământ și pus cătușile. Punct. Omul ăsta este periculos. Mai ales că polițistul se afla la 2 metri distanță. Eu vă zic clar de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Polițistului este frică.
Dumnezeu știe ce o să-i facă ăsta după ce iese din pușcărie polițistului, cine garantează securitatea lui. Și ajungem iarăși la o problemă de funcționare a statului, pentru că în SUA și în statele civilizate, pui mâna pe polițist, ești cadavru, poți și să mori pe loc, ai împușcat, nicio problemă. Este o problemă sistemică. Vă mai spun și câteva lucruri de la trecători, că puțin i-ați dat, trebuia mai tare, sau chestii de genul ăsta. Eu cred că este regretabil incidentul. Cu siguranță nici Pavel, nici noi nu am fi reacționat agresiv niciodată dacă nu ar fi fost vorba despre o legitimă apărare. Dumnealui a început să mintă ulterior, crezând că poate camerele erau stinse, poate cumva reușește să manipuleze opinia publică, dar se vede foarte clar cum el vorbește. Cum deci niște combinații în stilul anilor 90. Și de acolo, eu, ia vine cu așa. Noi suntem oameni civilizați în 2018, avem declarație prealabilă, manifestăm cult în fața ambasadei, am spus clar, nu suntem împotriva Rusiei, vrem să avem relații bune, dar fără ocupație, fără asta. Dacă trebuie, vorbim și în limba rusă, fără nicio problemă. Omul vine cu mașină, agresiv și vine, și vine acolo, tu, vine cu așa, că mușa. Niște chestii care nu fac față unui om civilizat. Deci cel puțin el nu este civilizat. Mie îmi pare rău de dumnealui. Chiar nu am nicio stare de vrajbă și îmi pare foarte rău și de Pavel, că de fapt el trebuia să fie aici în platou și îmi pare rău că nu reușim să dăm de el ca să vină, pentru că el este invitatul principal, el este victima, bun, nu cred că îi place rolul de victimă și din start o să refuze, el este bărbat gata să apere și cu pumnii dacă trebuie cauza națională. Ceea ce s-a văzut foarte clar în acest caz și a apărat demnitatea și onoarea. Și a avut... Tu vii legal și manifesti pentru o idee, depui declarații prealabile, respect legea, respect statul, intri în discuții cu omul ăsta care tocmai ți-a lezat dreptul de a manifesta pașnic. Ai fost nevoit să dai pancarta într-o parte, să te întorci cu spatele și în loc să manifesti la ce ai vrut, să-l întrebi, domnule, de ce mă încurcați? De ce? Nu din start cu pumnii. Deși noua dreaptă este învinută de extremism și ne s-a spus din clar să mai bine să nu venim pe lângă ei. Pe mine asta nu mă interesează absolut deloc. În momentul în care acești băieți erau acolo pașnic, cult și manifestau cu un mesaj care este similar cu al nostru, eu am să fiu acolo. Dacă mâine o să fie un partid, dacă mâine o să fie o altă asociație, eu mâine am să fiu acolo. Deci să nu încerci acum tot soiul de comentatori și provocatori pe net să ne bage strâmbic. A, mai bine nu vă alăturați băieților, nu. Acolo trebuiau să fie toate partidele. Aici, la această manifestație, trebuiau să fie toți unioniștii, toți pro-europenii, pentru că acest obiectiv este nu doar al noi, drepte sau așa, odipului. Nu doar al lui Pavel Ventilă și al lui Vlad Bilețchi. Noi toți suntem vizați în acest subiect și nu putem să partizanăm politic, ceea ce din păcate se întâmplă. Unii fac la piatra comemorativă, alții fac la ambasadă, alții îți duc la monumentul deportaților. Băi, oameni buni, noi chiar nu ne putem organiza să facem... Să facem un e vorba de orgolii. Noi am văzut că ei fac primii la ora 12. Deși noi am făcut și de ziua Federației Ruse eveniment. Băi, de ce să mai creăm încă un eveniment când putem să ne alăturăm? Putem să venim fără să facem mare tam-tam. Am trimis comunicat de presă, am făcut astfel încât să vină cât mai mulți reprezentanți mass media, ceilalți ce suntem pricepuți la ce știm să o facem mai bine. Ei au pregătit un scenariu artistic în legătură cu acest lucru, au adus box, au adus pancartă. De ce să ne împărțim noi între noi, deși avem aceleași viziuni? Nu văd niciun interes, nu văd nicio logică. Dar revenind la incidentul acesta neplăcut. Cât de înapoiat trebuie să fii ca să vii peste niște tineri care nu te insultă, care au o viziune și care o manifestă și să te comporți în asemenea hal. Îmi pare foarte rău, este foarte regretabil și eu sper foarte mult că reprezentanții acestui curent, acestui stil de a gândi, se vor simți cel puțin jenați. Eu nu îndemn pe ei să-și revadă viziunile. Mă îndoiesc foarte mult despre asta, Vlad. Asta urma să-l întreb pe domnul Varta. Ce vreau doar să menționez este că este ironic faptul că Pavel Ventil a fost ajutat de Stalin să-i se dea în cap ăsta care... Spunea o bătrânică, dacă nu a putut să-l înduri pe Stalin în o secundă și deja a curs sânge, vă imaginați și face el vreo 20-30 de ani cu Stalin. Aoleu, ce replică, ce replică bună, nu domnul Varta. Ce vreau să vă întreb, domnul Varta? Cum interacționăm cu astfel de exemplare? Pentru că cazul clinic, este limpid. Noi trăim într-o societate cu ei și vorbim despre incluziune socială. Tinerii discut cu foarte civilizat pașnic și el la un moment dat își pune în funcție pumnii și lovește violent, lovește... Ce scuze, se uită la mine, vorbește cu mine și brusc că lovește Pavel. Da, nu, este vizibil că nu are școală. E o dereglare psihică. Altfel nu poți cataloga. Aici trebuie invitat psihiatru și stabilește exact diagnostic. Dar în general, haideți să vorbim nu neapărat despre cei care sunt foarte violenți, așa ca acest caz, dar cei care vin și oricum
încearcă cumva să perturbeze protestul care are loc pașnic. Țipă, înjură, violent, poate, da, poate apucă de o pancartă, nu îndrăznește să arunci un pumn, dar apucă de o pancartă, de un banner, trage. Limbajul suburban, insult. Exact. Au manifestarea asta de tipică de provocator, ca să incite spiritele să ajungă în faza când se reglează conturile cu punerea în aplicare a pumnilor. Ceea ce, într-adevăr, e suburban și nu ne face față, așa cum spune Vlad, suntem totuși în 2018, nu suntem în debutul anilor 90, când era în modă, era la modă să recurgi la utilizarea forței fizice. Păcat că s-a produs acest incident, într-adevăr, și regretabil că și acest tânăr a luat 2 sau 3 pumni și el s-a ales cu țeasta spartă. Dacă ar fi avut un pic de cuget în plus, ar fi fost acum bine mersi, nu avea pericolul sancționării drastice, pecuniare sau chiar cu ani de privare de libertate și ce a câștigat până la urmă. S-a făcut de poveste, l-a văzut toată lumea că este un om certat nu doar cu bunul simț, dar nu are conduita adecvată. Și certat cu legea, din câte înțelegem, la da, pentru va avea disportate consecințe grave. Și dovezi, eu pot să vă aduc dosarele, dacă aveți. Are și dosare penale și acțiuni contravenționale. Asta despre ce vorbește. Dacă recidivează în serie, se vede că problema e de ordin psihic. Lipsă de control. Sunt și informații neverificate despre dumnealui, că a activat în cadrul primăriei, de asta nu vreau să, de start precizez că nu sunt sigure, că a activat în direcția arhitectură și urbanism, ulterior a plecat din această funcție, a încercat să lanseze în mediul afacerilor. Iarăși, informații neverificate este faptul că a avut probleme cu anumite substanțe psihotrope, dar aceste informații sunt neverificate, de asta nu îi le adresez. Dar probabil urmează să fie demonstrat în cazul în care... S-a făcut o expertiză medico-legală. Am o întrebare către Vlad, dar cum a știut el, de cine l-a informat că aici... I-a spus că a văzut pe pagina noastră de Facebook. Deci omul monitorizează? Da, normal. Îl aveam un prieten, apropo, și m-a șters. Deci îl aveai un prieten? Eu îl suspectez aruncat, că... Dacă putem zice domnul, îl aveai un prieten pe... Da. Doar știți că vă dați seama că Facebook este o rețea foarte vastă și uneori nici nu verifici cine te adaugă în prieten și accepti așa. Vezi că ai mulți prieteni comuni, aveți mulți oameni care sunt comuni și îl accepti. Nici nu știam care sunt viziunile lui, dar poate și e bine că l-aveam un prieten, mai vedea și el câte o frântură de mesaj normal. N-a prins. Regretabil. Urmează să documentăm tot ce înseamnă Veaceslav Plămădeal, urmează să înțelegem de ce el a făcut aceste activități. Eu nu vreau să punem cruce pe acest om, eu vreau să punem virgulă și să sperăm că acesta își revedea comportamentul, pentru că el oricum o să iasă într-o bună zi de la pușcărie. Și dacă o să-și continue activitatea în felul ăsta, și noi o să fim în pericol și viața lui se duce pe apa sâmbetei. Se vede că omul nu o duce prost, nici cu banii, nici cu capul. Dacă a reușit să-și facă bani de Toyota, înseamnă mașină de rent, înseamnă că un grant american în pofida faptului că vorbește exact, despre American Express. Aici profită de bani americani și aici îi înjură pe American. Exact. Avem dovezi juridice, o să fie prezentate mâine în cadrul unei conferințe de presă la orele 11, la care sper foarte mult să vină și Pavel Ventilă. Și cu siguranță vom fi și noi, pentru că este subiect important. Domnilor, încet, dar sigur, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vreau 2 concluzii absolut diferite în această emisiune, deși rar se întâmplă, dar așa cum avem sau sunteți invitați de pe 2 filiere, mai mult sau mai puțin diferite, ambii unioniști, dar fiecare cu activitate în felul său. Domnul Varta, de la dumneavoastră vreau o concluzie din perspectivă istorică. Ce trebuie să învățăm în urma datei de 28 iunie 40, ce trebuie să învățăm de la perioada care a urmat după, inclusiv de la evenimente ca cele de azi, ce avem de învățat din această lecție de istorie, care, iată, ne înseamnă propriu-zis traiul de zi cu zi de 78 de ani. Păcate, noi nu am însușit lecțiile istoriei. Aici suferim de mari carențe, de lipsă de clar viziune și luciditate. Nu avem suficient discernământ, până la urmă, ca să ne manifestăm ca atare, așa cum ar fi trebuit în această zi. E o zi de doliu național, e o zi cumplită în răbojul anilor noștri, când s-a produs o crimă strigătoare la cer. 28 iunie, de fapt, semnifică tot ceea ce a urmat. Fiindcă, așa cum spuneam ceva mai devreme, un eveniment istoric poate fi apreciat la justa valoare dacă analizez în profunzime consecințele pe care le-a produs, iar consecințele au fost devastatoare pentru toată populația Basarabiei de atunci, indiferent de apartenență națională. Au suferit cumplit evreii. Ei au fost
ținta predilectă chiar a acestui mare val al deportărilor din iunie 41, din acea cifră mare de peste 22.000, circa 6.000 de persoane erau cu origini evreiești. Deci nu doar românii au suferit, cu toți am suferit și este bine ca în această zi să avem această aplicare asupra acestui fenomen tragic, să păstrăm cu pietate și cu sfințenie memoria acestor victime inocente care n-au avut nimic în comun cu toate acele acuzații absolut aberante pe care le-au adus sovietici în momentul când au ocupat Basarabia. Nu erau cetățeni sovietici, nu erau supuși în acel moment al Imperiului Rus, erau cetățeni în unui stat liber, cu actele în ordine. România era, spre deosebire de Uniunea Sovietică, în acel moment era încă membra Ligii Națiunilor, iar Uniunea Sovietică era un stat criminal, stat agresor, care a participat la acea invazie armată împotriva Poloniei și care, de fapt, este, alături de Hitler, alături de Germania nazistă, declanșatorul celui de-al doilea război mondial. Și pe acest motiv a fost eliminată din rândul statelor civilizate și nu mai era membra Ligii Națiunilor. De fapt, a fost eliminată nu doar pentru agresiunea împotriva Poloniei, dar și pentru acel război nedrept împotriva Finlandei. Finlanda a fost prima victimă din lista celor 5 state care au fost agresate aproape simultan. Cele 3 țări baltice au avut parte de un tratament greu de imaginat, care erau țări membre ale Ligii Națiunilor. Din păcate, acel organism internațional n-a fost apt să stăvilească apetiturile, poftele acestui agresor, care era Stalin și acoliții săi. Țările baltice au fost amenințate cu intervenția armată, așa cum a fost și România, în caz dacă nu acceptă instituirea unor baze militare sovietice pe teritoriul Estoniei, Lituaniei și Letoniei. Și asta au făcut, au cedat acelor presiuni, acelor ultimatumuri, ca până la urmă aceste baze militare să fie utilizate ulterior în calitate de cap de pod pentru a prelua puterea politică și a se impune și a spulbera acea putere legitimă care era la Tallinn, Riga și Vilnius, și până la urmă calvarul lor a fost la fel de uriaș și imens. Țările baltice au plătit și ele tribut greu de sânge și din Estonia mică au fost deportați peste 80.000, din Lituania peste 125.000. Deci victime uriașe au suportat aceste, numai că ei, vedeți, că și-au însușit temeinic lecțiile istoriei și acum sunt în altă dimensiune, nu doar geografică, dar și politică. Se află în marea familie europeană, sunt membri ai Alianței Nord-Atlantice, au un nivel de viață mult peste nivelul nostru de viață, iar noi, dacă bânguim prin întuneric și nu avem acea luciditate de care au dat dovadă balticii, în continuare suportăm consecințele acestei ignoranțe. Deci ignoranța ne costă mult, pentru ignoranță se plătește scump și, din păcate, nu vrem să înțelegem că trebuie să ne punem serios pe carte, să ne instruim, să arătăm oameni civilizați, instruiți, oameni cu demnitate, cu conștiință națională, care știu unde, ce vor și unde trebuie să ajungă. Vlad, și de la tine vreau concluzia acestei discuții, de la tine o vreau în cheie evenimentului care a avut loc și mai ales a incidentului care a avut loc. Totodată vreau să îmi spui dacă își mai au rost protestele similare celui care a avut loc astăzi. Mie o să-mi vine foarte greu să vorbesc după domnul Varta, pentru care am tot respectul și admirația. Este un exponent de vază al mișcării naționale, patriotice, unioniste. Totuși am să încerc să mă refer la ce sunt cât de cât bun comparativ cu dumneavoastră. Protestele sunt foarte importante. Este foarte important să ne folosim de mijloacele de informare în masă, să facem activități publice, să chemăm presa și să transmitem același mesaj corect, bine gândit, analizat și care să aibă un impact asupra societății. Și atunci când spunem Rusia, neapărat să venim și cu cuvintele de rigoare că nu suntem împotriva Rusiei, nu suntem împotriva rușilor, vrem să avem relații bune. Pentru că în lipsa acestora, dar chiar și în prezența acestora, oricum se reușește a fi manipulat. Trebuie să luăm în considerație cu cine avem de-a face, cu ce mașinărie de propagandă și respectiv să încercăm să-i combatem prin exact aceleași metode pe care le aplică și ei, doar că utilizate în scopuri nobile. Un cuțit poate fi folosit la a face crime, dar un cuțit poate fi folosit și la a găti mâncare foarte gustoasă și foarte, și a tăia pâine. Deci este foarte important să știm cum să mănâim aceste informații, cum să mănâim aceste resurse pentru a le transforma din arme în posibilități, din atac
în creștere, în chestii constructive care să facă să înțeleagă populația. Protestele a priori sunt o măsură foarte și foarte importantă de degajarea energiilor negative, de transmiterea unui mesaj, dar este foarte important cum acestea au loc, când acestea au loc și care este mesajul transmis. În cazul nostru, mesajul a fost unul foarte și foarte clar, foarte și foarte limpede, să trecem în revistă această dată neagră în istoria poporului nostru cu o manifestație în fața celor care, din păcate, continuă să ocupe acest teritoriu, continuă să ocupe acest neam și culmea nu doar că îl ocupă, dar îl mai și exploatează mental. Vreau să dau un exemplu banal pe care să-l înțeleagă toată lumea. Să presupunem că Anatolie Ursu își blochează mașina în noroi și are nevoie de ajutor. Și eu vin ca eliberator și îi scot mașina din noroi cu mașina mea. Adevăratul eliberator, adevăratul prieten ar să-i ar strânge mâna la Anator, ar să-i un ceai și ar pleca acasă. Federația Rusă a zis că eu te-am salvat, dar am nevoie și de patru roți pe care ești tu, dar am nevoie să am și eu un loc în mașina ta. Aceasta este cel mai simplu exemplu pe care vi-l dau. Așa am văzut. Dar este unul relevant în contextul ploilor de astăzi. Exact. Aș putea foarte ușor rămâne blocat undeva pe Albișoara. Am văzut sloganul acolo, eliberatorii vin și pleacă, ocupanții rămân. Din păcate, nu avem de-a face cu eliberatorii. Acestea fiind spuse, să știi că ți-a reușit să faci o concluzie bună, inclusiv necătând la faptul că ai făcut-o după domnul Varta, care desigur a avut o concluzie impecabilă. Vreau să, nu că aș fi dator cu un compliment, dar eu sunt mândru că l-am cunoscut pe Vlad și aș vrea cât mai mulți tineri la fel de lucizi și admirabile să-i avem în preajmă și atunci lucrurile se vor redresa de la sine. Foarte ușor, rapid. Noi vă promitem că încercăm. Și eu și Vlad vă promitem că încercăm. Încercăm să producem mai mulți. Încercăm să-i educăm mai mulți. Sunteți experiența admirabilă acestei minunate generații. Sunteți oamenii internetului, oamenii care sunt informați și care iubesc să se informeze. Așa trebuie să facă toți tinerii și atunci lucrurile se vor schimba în bine. Domnul Vartă, eu vă mulțumesc mult pentru această încheiere, vă mulțumesc ambilor pentru prezența în emisiune. Să nu uităm ce înseamnă 28 iunie 40, să nu repetăm greșelile trecutului pentru că le plătim scump și să știm să ne apărăm, după cum arată cazul zilei de astăzi. Doamnelor și domnilor, cam aceasta a fost ediția din această seară. Am îmbinat o lecție de istorie cu o situație mai puțin plăcută, dar una despre care trebuia neapărat să discutăm, care s-a întâmplat astăzi în cadrul protestului de la ambasada, din fața ambasadei Rusiei. Eu astăzi vă mulțumesc pentru atenție, mâine seara vă aștept cu o nouă ediție, zilnic să lucrăm pentru unire. Toate cele bune!